Mâine o comisie constituită prin ordinul prefectului, comisia de evaluare acestor situații de urgență, se va deplasa în localitatea Mușetești pentru a evalua și analiza situația pagubelor create. Comisia este formată din reprezentantul instituției prefectului, al Consiliului Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Inspecția în Construcții. Sunt proceduri stabilite în sistemul de management al situațiilor de urgență și acestea sunt proceduri prealabile obligatorii pentru ca în viitor, în măsura posibilităților, să se poată emite un proiect de hotărâre de guvern pentru obținerea de sprijin de fonduri din fondul de rezervă la dispoziția guvernului. După cum știți, în anul 2016 am tot prin aceste proceduri am reușit să obținem fonduri pentru mai multe unități administrative teritoriale. La Mușetești, pompierii gorjeni au fost cei care au alimentat locuințele cu apă menajeră.